L-am întâlnit pe domnul Ion Iliescu, dar de data aceasta nu este singur. Cine este domnișoara domnule Iliescu? Măi, dragă, nu sunt în măsură... Niet, Ilici, niet. Domnișoara Aliona a venit de la Moscova special să-mi redacteze memoriile. Eu îi dictez, ea le redactează în caractere de Times New Roman. Am înțeles. De 20, Times New Roman de 20, să le înțeleg și eu. Și pe unde ați ajuns cu memoriile? Am început în Mezozoic și acum am ajuns undeva pe la epoca de fier. Știu. Nu mai aveți mult până la epoca de aur. Epoca de aur eu însumi am scris-o cu câțiva camarazi. Brav tovarăși marxiști. Să vă vorbim un pic despre alegeri. Nu i-am ales pe mine. Eu am ales-o pe ea. Și doamna Nina nu e gelosă? Măi animalule, măsoară-ți cuvintele. Harașo, Nilu, harașo. Ce părere aveți despre Piedone? Îmi place stilul lui Piedone, însă îl prefer pe Chichi Chan. Și o să facă și Lazaru s-a ajuns în Parlamentul European. Acest cuplu seamănă cu cuplul Antoniu și Cleopatra. I-am cunoscut personal. Îmi aduce aminte și de Julieta și Romeo. Avea Julieta un balcon... Oi! Zbotă. Sau celălalt cuplu celebru, Sătan și Băran. Rareș Bogdan? Cine se rujează, nu mă pasionează. Nicușor Dan? Nicușor Dan este un matematician excelent. Problema este că nu iese socoteala. Cum faceți față caniculei? Am noroc cu Alioana, care îmi dă o răcoare atât intern, cât și pe plan extern. Poate la răcoare, procurorii au redeschis dosarul Mineriadei. Mai animalule, am decis că acest subiect să fie tabu. Nu sunt eu vinovat de așa ceva. Aliona, să mergem, nu se poate așa ceva. Să luăm pensia, să-ți cumpăr mașină de râșnit cafea așa cum ți-am promis. Oi, animal ești tu, mă, animal ești tu. Mi-ai promis că nu e mașină, mi-ai promis că nu e Tesla, cretinule. Bine, dragă, o să-ți iau o Tesla. Îți iau și ciocan. Seceră și ciocan, să mergem, Daragaia!